Bună ziua, bună venit la conferința de presă organizată de CSM Ceahnădu Piatra Neamț, înaintea partidei pe care o avem de disputat în deplasare la Csíkszereda Miercurea-Ciuc, în etapa 18 a Ligii 2 a sezonului regular. O etapă și un meci extraordinar de important. În fața dumneavoastră sunt președintele Cătălin Anton și jucătorii Tudor Oltean și Mihai Neicuțescu. Domnule președinte, mai sunt două zile până la partidă. Cum a fost săptămâna aceasta și tot ce înseamnă organizarea acestei partide, din punctul nostru de vedere? Bună ziua! În primul rând, la mulți ani, într-o zi deosebită tuturor doamnelor și domnișoarelor, la mulți ani mamelor noastre, soțiilor noastre, surorilor noastre, fetelor noastre. Vă dorim o viață plină de bucurii și plină de satisfacții, iar printre aceste satisfacții ne dorim să aducem și victoria, cele trei puncte de la Miercurea-Ciuc. Da, a fost o săptămână interesantă, cu antrenamente intense. Mergem la Miercurea-Ciuc să câștigăm, nu avem decât o opțiune, câștigarea celor trei puncte puse în joc. Chiar dacă Csíkszereda vine pe un val de patru victorii, două în anul calendaristic precedent și două în acest an, noi mergem să obținem toate cele trei puncte. Sperăm ca echipa condusă de domnul Cristi Pustai să învingă echipa condusă de Robert Ilieș. Nu, la această oră nu avem indisponibilități. Ușoare refacere avem pe partea lui Agvasi, Petkov și Benga. Toată lumea este... Da, la ziua de ieri, deci toată lumea era aptă de joc. Se știe la momentul acesta cine va arbitra, ce brigadă va fi? Nu, astăzi probabil se va pune brigada de arbitri, în cursul zilei de astăzi, da. Da, e un meci extrem de dificil. V-am spus, cumva avem același număr de puncte și noi și Ciucare. Ne despart doar punctele din golaveraj, noi având 11 puncte la golaveraj plus 11, ei plus 3. Ne dorim victoria pentru că nu dorim situația nefericită în care să ajungem la un clasament în 3 cumva, cu Mioveniu, cu Ciucu și noi, situații în care s-ar pune rezultatele directe și atunci am fi cei mai defavorizați. Idealul pentru noi ar fi ca Mioveniu să facă egal cu CSEA Steaua, eventual și cu Slatina în ultima etapă, iar noi, așa cum mi-am dorit de la început și cum am declarat de la început, am încredere în băieți că vor obține cele trei puncte și la Miercurea-Ciuc și aici pe teren propriu, iar după meciul cu Spartak, după ce vom fi siguri că suntem în play-off, vom face o fiesta nemțeană. Poate în anii trecuți, când erați la Cucii Botoșani, ați mai cerut arbitrii sau arbitrii... Nu, da, înțeleg. Anume, dacă... Am făcut o adresă. Primit de la federație a fost cel așteptat în anii trecuți. Am făcut o adresă, după cum bine se știe, probabil că suporterii noștri au citit în ziarul de Liga a doua sau poate în alte publicații media. Am făcut o adresă pe care am depus-o atât la Camera Centrală de Arbitri, cât și la Federația Română de Fotbal, în atenția domnului președinte Răzvan Burleanu și a domnului președinte Chirios Vasaras. Ne-au încurajat să facem această adresă. Evident, noi am solicitat arbitru FIFA, măcar arbitru de Liga 1. Așteptăm rezultatul. N-aș putea spune cu certitudine că au existat precedente în care s-au alocat arbitri în funcție de cererea tuturor echipelor care și-au dorit acest lucru. Pentru că în situația în care, cred că a fost chiar o situație în care arbitru Găman a fost delegat, ca arbitru de Liga 1, a fost delegat la un meci de Liga a doua, acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Da, și de atunci, după cum m-ați întrebat la FC Botoșan, chiar dacă am solicitat o brigadă superioară, nu a fost rezolvat acest aspect. Dar în cazul nostru, ținând cont de importanța meciului și pentru respectarea integrității competiției, sperăm ca atât cei de la Camera Centrală de Arbitri, cât și Federația Română de Fotbal să țină cont de această dorință a noastră. Este în interesul fotbalului, este în interesul ambelor echipe. Tudor, este o presiune în plus pe unii din voștri ca echipă, având în vedere calculele expuse mai devreme, adică nevoia de o victorie la Ciuc pentru a fi
pentru a rămâne cu șanse mari să ne calificăm în play-off? Ziua, în primul rând, da, vă dați seama, este un meci dificil. Mergem acolo doar să luăm cele 3 puncte și să venim victorioși acasă. Cum consider că este această echipă a Ciucului? Este o echipă agresivă, mai ales că joacă și acasă, dar nu ne temem și mergem să luăm cele 3 puncte, cum v-am spus. Se anunță cel puțin 2 autocare de suporteri să vină la duminică la Ciuc. Cum ți se pare atmosfera creată de ai noștri pe stadion, pentru că au fost peste tot? Da, seama, este un, cum să zic, un obicei frumos ca să vină să ne susțină, să jucăm și noi mai bine, să ne împingă de la spate și ei și așteptăm un număr cât mai mare. Mai, cum sunt calculele și dacă într-adevăr este prins în plus această nevoie de victorie? Bună ziua, în primul rând, calculele sunt foarte simple. Mergem să luăm 3 puncte și la Ciuc, avem nevoie și de cele de la Ciuc și de cele de acasă pentru a ne asigura 100% accederea în play-off. Legat de presiunea despre care vorbiți, cred că am fi putut vorbi de aceeași presiune și în ultima etapă cu Slobozia, pentru că orice punct ar fi contat și la Slobozia și în alte partide. Deci nu cred neapărat că e o presiune în plus. Este presiunea oricărui meci pe care îl jucăm și este normală, să zic așa, pentru că nu cred că există nimeni în vestiar să nu-și dorească accederea aceasta în play-off. Faptul că jucăm pe un teren bun la mie prea Ciuc, este un avantaj pentru scala asta? Pot spune că da, mai ales că suntem destul de mulți jucători combinativi, să spun așa, o echipă care încearcă să joace, care încearcă să paseze, care are niște trasee de joc și cred că da, terenul e un avantaj pentru noi. A fost un alt fel de pregătire în ultima săptămână? O altfel de pregătire? O altfel de pregătire în sensul de, eu știu, un plus de discuții legate de acest meci, un plus de... Nu, discuțiile le avem înainte de fiecare meci. Noi știm importanța meciului de duminică, știm ce avem de făcut, nu există nimic suplimentar, ne pregătim ca la oricare alt meci să luăm 3 puncte, să mergem să câștigăm, să facem cel mai bun joc al nostru. Și cu suporterii în spate. Și cu suporterii în spate, evident. Eu am declarat și acum câteva zile, noi așteptăm indiferent de stadion, de loc, de oră, de vreme, de orice alt aspect referitor la lipsa lor sau nu neapărat lipsa lor, cât că nu sunt cât ne-am fi dorit noi să fie. Dar dacă privim un pic prima parte a campionatului, să spun așa, nu mi-aduc aminte un meci unde am fi jucat fără suporteri. Sper să nu greșesc, dar nu mi-aduc aminte. N-a fost. Ai experiența la nivel de Liga 1. Ai trecut prin play-off-ul și barajul de anul trecut. Este ceva diferit în momentul ăsta sau lucrurile sunt, din punctul de vedere, la fel? Este... Tot așa, ca presiune, context și toate... Este puțin diferit. Vedeți, Liga 2 sau teoretic ar trebui să fie mult mai grea decât Liga 3, cel puțin. Doar că, după cum bine știți, anul ăsta sunt echipe multe fără drept de promovare. Discuțiile se pun un pic diferit față de Liga 3, unde probabil acum pe vremea asta, acum un an pe vremea asta, nu eram nici în play-off. Acum. Și traseul de accedere e mai dificil. Și traseul, da, e mult mai dificil și acum, după cum bine știți, suntem pe o poziție de play-off. Da. Suntem doar la mâna noastră. Da. Deci pot spune că nu sunt aceleași date de problemă. Nu. Cum ai caracterizat Ciucul? Ca și echipă? Eu știu, poate ai văzut niște meciuri, poate ai urmărit ceva imagini. Am urmărit, da, și mi se pare o echipă destul de puternică în jocurile de acasă, mi se pare o echipă destul de arțăgoasă, de agresivă, dar în același timp au și ei minusurile lor. Mi se pare o echipă destul de lentă pe fază de construcție,
poate și pe tranziția negativă suferă un pic, mai ales că noi în față avem jucători de viteză și care pot face diferența în orice moment. Este într-adevăr, Tudor, Liga a doua a campionat mult mai puternic decât Liga a treia? Este un campionat foarte bun. Este foarte bine că Liga a doua ai mai mult pe posesii, pe de astea, pe tranziții. Liga a treia este mai mult pe forță, pe fizic. Mult, da. Mai direct. Da. Am înțeles. Domnul președinte, cu rigoare, determinare, concentrare și curaj ne vom întoarce cu cele trei puncte. Și un pic de noroc, pentru că norocul ține cu cei curajoși, noi suntem cei mai curajoși. Doamne. La mulți ani încă o dată tuturor, doamnelor și domnișoarele. Spuneți. Aveți cumva și anumite îngrijorări, ca puteți să apară și pe evenimente extrafotbalistice, nu mă refer la lucruri grave, gen, nu pot ce da, bună întrebarea, nu. Sperăm să nu avem. Avem și cazare foarte bună la Hotel Brado, Miercurea Ciuc. Da, mâine la ora 12:30 până la 1 probabil vom avea prânzul, la ora 1, 1 și un sfert ne vom deplasa către Miercurea Ciuc. Vom intra cu cina după amiază și ne pregătim după micul dejun de duminică la ora 12 să întâmpinăm cu toate forțele armata Ciucului.